neapărat legat doar de bicicletă. Eu sunt legat de drum. Dar un drum cât mai nemotorizat posibil. Și atunci, faptul că merg pe jos pe munți, faptul că merg cu bicicleta pe șosele sau faptul că merg cu caiacul pe apă, pentru mine drumul contează, călătoria simplă. Deci nu stric bicicleta. Bun, am vrut să fac cercul polar cu bicicleta pentru că nu aveam cum să ajung acolo altfel. Aveam, era avion, era mașină, era trendele, mama lor, că sunt multe variante. Dar vreau să o fac altfel decât om obișnuit. Și atunci am făcut-o cu bicicleta. Câți kilometri? 6600 kilometri. Și în cât timp? Două luni exact. În două luni de zile. Ai mers în fiecare zi? Zi de zi. Zi de zi. Câți kilometri? Recordul a fost de 205. Cel mai mult. Cel mai puțin a fost vreo 40 ceva. Și ca greutate cât? Cu echipament, cu tot? Nu știu, 25-30 de kg. De-aia era pus pe bicicletă. Pentru că am auzit tot felul de variante. A, rucsacul în spate, bă, terminați cu prostiile, că nu duci tu rucsacul în spate, că mori. Pregătirea a fost o lună de zile cu 40 de km pe zi de alergat. Alergat, nu, tot pe bicicletă. Plecam, puneam kilometraj, mă uitam la kilometraj, făceam 20 încolo, când făceam 20, luam înapoi. Se iasă 40. Dar viteza anume sau pur și simplu așa viteză de croazieră. Viteză de croazieră. Nici să alerg să mor, dar nici să mă plimb. Și care ar fi viteza de croazieră indicată pentru cineva care ar vrea să se apuce așa de antrenament? Asta diferă asta vorba aia, doi oameni, dar aminte... Era vorba de prin oraș sau în afară orașului? Nu, în afară orașului. În afară, adică să nu... În oraș, avantajul meu atunci a fost că erau ceva mai puține mașini. Acum în oraș mi-e silă să merg cu bicicletă. Deci la ora actuală o țin frumos pe covoraș acasă, pentru că încă nu am fost cu bicicletă prin oraș. Nu-mi place. Deci sunt câini și sunt șoferi. Prea mulți șoferi care nu mai au voie să meargă. Pregătirea fizică a inclus întâi în tura României. A inclus întâi în tura României ca să mă verific dacă sunt în stare să merg. Că dacă nu eram în stare aici, nu eram în stare nici acolo. Și atunci am plecat la sfârșit de septembrie, ca să prind cu ploaie, cu vreme rea, cu fric, cu nu știu ce, cam cum ar fi acolo vară. Și am prins. Și am făcut turul României în 3 săptămâni, 2202 km exact, în 3 săptămâni exact. Și turul României l-am încercat de două ori. Am abandonat a doua zi după ce am plecat. Pentru că mi-am dat seama că n-am nicio treabă. Prima oară? Prima dată, da. N-aveam nicio treabă cu chestia asta, adică faptul că mergeam eu prin București 15, 20, 32 km era un moft față cu ce mă aștepta în turul României. Și ce s-a întâmplat? Adică... Deci în momentul în care părăsești orașul, te ia în primire vântul. În moment... Și cu o bicicletă goală este foarte ușor să mergi. În momentul în care ai genți puse pe roțile bicicletei, alea devin masă compactă. Și atunci vântul care suflă se proptește în ceva și se proptește în tine. Cam cu cât la sută crezi că se reduce viteza de croazieră când ai și bagaj? Liniștit 30. Liniștit 30 ca să nu zic mai mult. Și nu te așteptai la asta? Nu. Și... nu știu, deci a fost o pregătire clară proastă și atunci nimeni n-a rost să cheltui banii inutil, mai ales că eram împrumutați prima dată când am plecat. Și am renunțat, am ajuns până în Craiova, m-am urcat în tren și am întors acasă. Păi, la vremea respectivă, prea multe opțiuni de bicicletă nu aveai. În 2001. Deci în 2001 când am fost la cercul polar. Da. Deci prea multe opțiuni de bicicletă nu aveai. Una din cele mai bune biciclete la vremea respectivă era Magellan. Nu am și acum, a fost extraordinară bicicleta, deci în 6600 de drum. Și cu 800 de km în perioada de pregătire, au fost 7400. În 7400 eu n-am schimbat la bicicletă asta decât un cablu de schimbător. Deci tot ce am schimbat au fost... i-am schimbat foile. Deci MTB-urile au de obicei foaia mare de 42 de dinți. Eu am pus... foaia mare avea de 50 de dinți. Poți să mergi mai repede. Da. Toată călătoria asta n-ai cum nici măcar o pană? Afară nu am făcut în România. Deci în România am schimbat și în perioada de pregătire schimbam camere. Mai luai o sârmă, mai luai un cioc, mai luai o prostie.
Dar pe drum, după ce am plecat în România, nu. Am schimbat la un moment dat cauciucurile între ele, anvelopele, că se tociseră. Adică se tociseră pe spate. Și cam atât, în rest. Și cablul de frână, de schimbător, pe care am spus că l-am schimbat undeva aproape de cel cu Polar, spre în Finlandia. Bicicleta și-a meritat și banii și... Două salarii bune. Două salarii bune. Două salarii de bugetare. Deci la vremea respectivă a fost $800. La, acum cu $800 zici, a, ce bicicletă de $800, asta e un moft. Și în afară de bicicletă, ce alte echipamente trebuie să mai fie? Nimic. Deci am avut, gentile au fost manufacturate. Adică ți le-ai făcut tu? Da, adică mi le-am făcut eu. Mi l-a făcut o doamnă care știa să coasă la mașină. Yeah.